Alan Domingos nu mai face parte din lotul echipei Știința Explorări Baia Mare. La cererea jucătorului brazilian, cele două părți au ajuns la un acord privind rezilierea pe cale amiabilă a contractului. Domingos, care evoluează pe postul de libero, s-a aflat la al doilea sezon alături de Știința Explorări. După plecarea sa de la echipă, formația băimăreană a rămas cu un lot de 14 jucători. Domingos a solicitat rezilierea contractului, ceea ce s-a și întâmplat. Ca atare, noi la acest moment suntem 14 jucători cu 2 libero. Eu cred că prea multe nu se mai pot schimba nici, nu se mai puteau schimba nici cu el în teren. Alan Domingos a semnat cu Explorări în octombrie 2015. Jucătorul este fost component al Naționalei Braziliei, echipă cu care a câștigat campionatul mondial în 2010 și Liga Mondială în 2004 și 2007. Brazilianul nu este la prima experiență în Europa. În trecut el a mai jucat în campionatul Belgiei și în cel al Rusiei, unde a câștigat titlul cu Dinamo Moscova. În sezonul 2013-2014, Alen a jucat în Qatar la echipa al Rayan, formație cu care a ocupat locul 2 la campionatul mondial al cluburilor, fiind desemnat cel mai bun libero al competiției.